utilajul se comportă excelent pe nisip. E manevrier? Da, foarte ușor de controlat. Când este plin, o să folosim marginea între apă și plajă, zona unde nu se pun cerceafurile. O persoană pe targ, încă două persoane pot fi luate în spate pe banchetă. Peste 350 de pompieri vor fi detașați în această vară pe litoral. Sunt militarii care vor acționa pe plajă pentru salvarea vieții turiștilor în caz de urgență. Apelurile se fac prin 112. Paramedicii vor lucra în cele patru puncte de prim ajutor din Mamaia, Eforie, Costine și Neptun sau vor acționa de pe ambarcațiunile din larg. Pe plajă vor interveni cu șenilatele cu care turiștii vor fi transportați urgent la cortul de prim ajutor sau cu ajutorul unei ambulanțe SMURD vor fi duși la cel mai apropiat spital. Vă simțiți mai în siguranță? Da, exact. Mai în siguranță și pentru copii, pentru toată lumea. Ok, se pare bine. E o idee bună. Vă simțiți mai în siguranță? Da, da. Dacă ajunge la siguranța cetățenilor, e ok. Deci e un punct înainte pentru constanțeni și pentru toți oamenii. Corturile de pe plajă sunt dotate cu defibrilatoare semiautomate, medicamente, materiale sanitare, tărgi, au aer condiționat și vor funcționa zilnic între orele 8 și 21. Ambarcațiunile IGSU vor fi în misiune pe durata întregii veri până la jumătatea lui septembrie. Paramedicii de pe nave vor fi și scafandrii. Alocarea unei forțe pentru plajă pe perioada sezonului era una normală. Este consecință unei analize cazuistică. Peste 25 de necați anul trecut, în sezonul de 3 luni. Pe durata sezonului estival și pe lacul Sutghiol va fi la dispoziție o ambarcațiune SMURD în caz de necesitate.